Cabinetul de diabet Zaharat și bol de nutriție din ambulatoriul Spitalului Județean de Urgență Slatina este luat cu asalt zilnic de pacienți. Potrivit datelor statistice, 19.570 de olteni au această problemă de sănătate, iar numărul lor este în creștere, spun medicii specialiști. Boala este întâlnită atât la femei cât și la bărbați. Pe lume se iau în evidență cam 100 de pacienți. Este în creștere, dar nu într-o creștere alarmantă. Incidența diabetului în județul nostru este de 12%. Frecvența cea mai mare a diabetului este de 90%, e diabet zaharat tip 2. Incidența cea mai mare este după vârsta de 40 de ani. Pentru că medicii nu mai făceau față numărului mare de consultații, s-a luat decizia înființării unui al doilea cabinet de diabet zaharat și bol de nutriție în cadrul ambulatoriului. O veste bună este că începând cu ianuarie, mai exact cu data de 9 ianuarie, în ambulatoriul Spitalului de Urgență Slatina va funcționa un al doilea cabinet de diabet zaharat și bol de nutriție. Deocamdată și cel de-al doilea cabinet va funcționa cu program tot de dimineață. În cazul în care problema aglomerației nu se va rezolva, medicii vor prelungi programul și pentru după amiaza. Această decizie a fost susținută de către Consiliul Spitalului mai de mult. În primul rând, datorită numărului mare de pacienți cu diabet zaharat înregistrați la nivelul județului Olt, datorită faptului că pe singurul cabinet existent până la ora actuală erau în permanență aglomerație, în special la programul de dimineață. Cauzele care duc la îmbolnăvire sunt stresul, alimentația necorespunzătoare și consumul de alcool, spun medicii specialiști.